Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Delia Budurcă, vă aflați la emisiunea Portret. Alături de mine, Diana Lemnaru, la Chevalet, și în fața mea, invitatul nostru de astăzi, surpriza din această vineri, Eduard Uzunov, unul din cei mai reputați oameni de afaceri din domeniul imobiliar și puțin mai recent intrat și în domeniul, sau din 2012, și în domeniul artei, cu o galerie de artă. Vă rog, ce pot să vă spun? În primul rând, bună după amiaza ascultătorilor, sărumâna dumneavoastră și tinere artiste, abia aștept să văd ce lucrează. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă onorează, mai ales că dacă aș putea să fiu un așa zis model pentru măcar unul din spectatorii, din telespectatorii dumneavoastră, aș fi foarte bucuros. Asta este și ideea emisiunii noastre. Încercăm să realizăm două portrete, unul din discuția noastră, iar unul va fi pe hârtie realizat, așa cum vă vede artistul Diana Lemnaru, studentă la arte plastice. Ați citit biografia dumneavoastră, am văzut că ați absolvit liceul Enescu, ați făcut pianul, după aceea facultatea de chimie și acum ceea ce vă definește e cu totul altceva. Care a imobiliarele, să zic, sau așa v-ați, cum să zic, ați intrat în conștiința publică? Unde a fost punctul de inflexiune sau care au fost, care au schimbat destinul dumneavoastră din zona asta, muzică, chimie, inginerie și apoi... A fost foarte interesant imobiliară. Și pot să ar trebui să le mulțumesc poate atât părinților mei și nu că poate, sigur. La preșcolar fiind, au descoperit că am talent la muzică și m-au dat la liceul George Enescu la pian. Am făcut 8 ani acolo, după care în anul 82, 1982-83, când am terminat clasa 8-a, să știți că pot să vă spun, era un singur loc la pian, la instrumentul la care eram la liceul Enescu, pentru conservator. Foarte interesant că ai mei s-au gândit pe termen lung ce vor face după ce va face acest... Vă plăcea să cântați la pian? Îmi plăcea foarte mult, cu drag, cel cu puțin până în clasa 6-a am avut concerte, atât la Ateneul Român, cât și la sala radio, am avut nenumărate recitaluri, noi aveam examene și cred că și acum se dau în fiecare an, examene, recitaluri, iar examene, adică era minunat și a fost o pregătire excelentă care o recomand oricărui părinte pentru copilul lui să studieze un instrument muzical și să aibă această permanentă, cum să vă zic, aplecare. Permanent examenele, permanenta concurență și să fie permanent studiu și să aibă pentru ce să studieze. După care... Faptul că era numai un singur loc, probabil aici exact, a fost decizia. A fost și ne-am gândit că sunt foarte mulți din domeniul artei care au copii, din domeniul muzicii, care au copii și care au relații mai mari sau mai mici și au șanse mai mari să intre la conservator. Și atunci au zis treci la un liceu de matematică. Care este cel mai bun liceu? Colegiul Național Sfântul Sava, respectiv Nicolae Bălcescu, liceul Bălcescu. Nu era cum este acum, pentru că trec cu copiii mei prin examenele acestea. Și aveți două fete adolescente? Da, una este încă preadolescentă, cealaltă este adolescentă. O să revenim și la subiectul acesta. Pot să vă spun că nu se dădeau și nu conta
media din clasele 5-8, trebuia, era un sistem clar, treapta întâi și trebuia să dai examen la matematica și la română. Am avut pregătire un an de zile în care într-adevăr am învățat, m-a ajutat foarte mult memoria căpătată din anii de studiu de pian și am intrat la liceul cel mai important și care sunt foarte mândru că l-am făcut și sunt... suntem o comunitate importantă, cei absolvent care am făcut de Sava. Absolvent de Colegiul Național Sfântul Sava, colegiul care l-au făcut atât regi, cât și în istoria României cele mai importante persoane. Și iarăși a trebuit să ne gândim la viitor, la treapta a doua, și au zis părinții, cred că cea mai bună variantă pentru tine ar fi să faci medicina. Totdeauna au fost treceri. Dacă vorbim de puncte de inflexiune, respectiv, și dacă definim punctele de inflexiune pe o axă X-O-Y, scăderile și creșterile, da, așa au fost totdeauna. Și schimbările de traiectorie. Schimbările de traiectorie, așa au fost în viața mea. Lucru care nu a fost foarte rău, vă spun sincer. Totdeauna le-am considerat provocări. Am considerat... Dar cum le-ați privit? V-ați speriat? Cu greutate. V-ați aruncat în noua, nu știu, abordare, în nou domeniu? De exemplu, cum ați ajuns de la chimie la imobiliare? A fost acea zonă? O să vă povestesc imediat. Am dat de două ori la medicină. Ce mă interesează dacă le observăm sau ne dăm seama abia după aceea în timp, privindu-le în urmă, aici am avut o oportunitate, aici mi s-a schimbat destinul, uite că... Totul se adaptează în funcție de regim, totul se adaptează în perioada în care trăiești. Iată că îmi aduc foarte bine aminte că... Și asta a fost un punct foarte important al vieții mele. După ce am dat de două ori la medicină și nu am intrat, a trebuit să intru la facultate la chimie. Din cauza asta am făcut chimia, că aveam fizica și chimia foarte bine cunoscute. Da, în portofoliu. Așa, și tata permanent mă amenința, o să te faci ciocănar, o să te faci ciocănar, ciocănar fiind o persoană care lucrează ori la strung, deci un muncitor, cumva pornești ca muncitor necalificat. Da. Asta era la costum. Și teama de eșec, pentru că asta reprezenta un eșec pentru mine, mă înfiora și mă amenința ca și când acest lucru ar fi cel mai grav, mare coșmar al vieții mele și că nu mai pot să mă redresez. Înainte cu o zi de examenul care l-aveam la matematică, la examenul de admitere, profesorul cu care făceam, un prieten bun al tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte și Dumnezeu să-i ierte pe amândoi, mi-a zis următorul lucru: nu contează, mai bine să fii cel mai bun ciocănar din întreprindere, din țară și din lume, decât să fii cel mai prost inginer. Deci chiar dacă intri, chiar dacă nu intri, important este ceea ce faci, să faci bine. Să faci, să ai satisfacția lucrului bine făcut și să fii cel mai bun în ceea ce faci. V-ați fi văzut medic? Adică acum vă pare rău că n-ați fost medic? Vi s-ar fi potrivit? Sau dacă n-ați fi fost... E o întrebare foarte interesantă și vă mulțumesc. În primul rând, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot și îi mulțumesc în continuare pentru tot parcursul meu. Trebuie să-i mulțumim. Inclusiv pentru lui Dumnezeu. Eșecuri. Da, evident. Inclusiv. Pentru că eșecurile te duc într-o lume mult mai bună. Pentru că ajungi să ai un eșec într-o parte, dar te duce traiectoria vieții într-o parte unde chiar trebuie să te bucuri că de ești. Să nu fim disperați dacă suntem niciodată într-un moment în care mi s-au teama închis de toate eșec, ușile, suntem săraci. Și... Teama de eșec inhibă oamenii și lucru care este cel mai rău. Ok, pornești pe un drum, ai eșec, ai succes, bucură-te și învață de la acel drum. Drumul de multe ori este mai frumos decât destinația. Și îmi place și consider o provocare drumul și fiecare zi toate aceste aspecte. Bun. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu medicină, nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am intrat la medicină.
Nu știu dacă a fost bine sau că am intrat la chimie sau că am făcut facultatea de chimie. Un lucru a fost foarte interesant, că în anul 3 m-am apucat de business și... Deci erați încă în facultate când ați început... Eram încă în facultate, odată cu schimbarea regimului, am luat-o ca o provocare și cred că atunci m-am simțit cel mai bine. Mi-am făcut această companie în anul 1993. Deci erați încă în facultate? Eram încă în facultate, am făcut compania Regata și vreau să vă spun că am plecat cu un așa sentiment de bine și așa de bucuros am fost, că era cea mai mare realizare a mea, pentru că porneam pe un drum necunoscut, dar cu un feeling extraordinar. Ați lucrat înainte într-o companie imobiliară sau cum niciodată, niciodată n-am lucrat, am fost antreprenorul meu tot timpul. Totdeauna și acum îmi place să iau provocarea de a fi antreprenor, lucru care este foarte complicat. Și mai ales în România, timp de 26 de ani, e o provocare să fii antreprenor. Odată cu schimbările, cu lipsa de predictibilitate în business, toate nu poți să fazele. Faci... Da, exact. Nu poți să-ți faci... Cea mai mare provocare este că nu poți să-ți faci o planificare pe termen lung. Asta înseamnă 10 ani. Acum este câteva... încă și acum această problemă. Aceeași problemă datorită faptului că se schimbă clasele politice, se schimbă complet legile. Dar această se schimbă... impredictibilitate nu e până la urmă și o oportunitate de creștere? Poate că pe afară e piața mult mai predictibilă și mediul economic, dar aici sunt rezerve mult mai mari de creștere sau au fost, unii le-au și exploatat. Știți ce se întâmplă? Este foarte greu pentru antreprenorii români schimbările și nu numai români, și pentru investitori. Noi avem afaceri, suntem în tranzacții foarte mari, suntem în tranzacții... Spunem că sunteți proprietarul companiei Regata, făcută în 93, mare companie imobiliară. Suntem cea mai cunoscută și cea mai mare și cea mai renumită companie românească de imobiliare. Cu tranzacții sunt de foarte... 25 de milioane de euro anul trecut. Sunt foarte mândru de ceea ce am construit, de ceea ce am făcut, de o echipă de oameni. Noi suntem ca o familie, suntem de 20 și ceva de oameni, aceiași, în acest moment sunt 30 de salariați. Vreau să vă spun că suntem aceiași, suntem în fiecare zi ne vedem, nici nu trebuie să vorbim, ne citim din ochii toate provocările care le avem. Avem o înțelegere foarte bună între noi și asta duce la rezultate foarte bune și până la urmă rezultatele noastre sunt rezultatele clienților, satisfacția clienților noștri. Numele ăsta Regata, de unde a venit? Când eram puști în anul 93, ascultam foarte mult Police, erau în New Wave, renumita formație Police cu Sting, Andy Summer, etc., și care aveau un album, se numea Regata de Blanc. Și ascultam și mi-a plăcut foarte mult cum sună și a trebuit să-mi aleg un nume pentru companie și am zis că asta sună foarte bine. Deci nu are legătură cu regatele de pe valuri și de pe... Nu v-ați gândit că o să se... Nu m-am gândit în primul rând la chestia asta, dar mi-au plăcut foarte mult și îmi plac foarte mult sporturile nautice. Bun, ideea este că a fost o provocare și îl sfătuiesc pe orice tânăr de la noi din țară să își ia această așa zisă provocare, să fie antreprenor. Mai amintiți prima tranzacție? Pot să vă spun un lucru. Prima tranzacție a fost făcută cu un domn, nu pot să-i spun numele aici, dar cu care lucrăm în continuare și care caută să facă investiții prin noi, ceea ce este remarcabil.
Este chiar acum la ultimul vernisaj care l-am avut la galerie, l-am invitat, a venit și am stat mult de vorbă, a venit cu cățelul, cu soția. Deci îl aveți încă, client din L-am din client 93. De 25 de ani, lucru care este absolut incredibil. Găsește oportunități tot timpul, tot timpul găsește cele mai bune variante, știe când să vândă și când să cumpere. Dar totdeauna stă cu multă răbdare să se sfătuiască cu noi, lucru care este foarte important. Revenind la parcurs și la plăcerea parcursului, într-adevăr, am început compania să fii consultant imobiliar și în perioada respectivă eram confundați cu samsari. Și era o mare problemă pentru noi de imagine și pentru mine. Ați perceput-o încă de la început? Se vedea, adică percepția oamenilor, ce ești tu? Ești un intermediar imobiliar, un consultant care iei banii pentru ce până la urmă? Ce faci? Adică totdeauna, sau erau discuții, nu totdeauna, anumiți oameni care needucați, pur și simplu, și pionieri, sau șoi mai patriei ai capitalismului, întrebau ce meserie este asta? Ce faceți voi? Care era? Noi lucrând și muncind, noi am început activitatea într-o garsonieră foarte mică, în Armenească 14A, o garsonieră de 12 metri pătrați, în care eram... Cu câți bani ați început? Cu ce capital? Întreb că poate și acum... Plăteam chiria 150 sau 125 de dolari pe lună, plăteam întreținerea la bloc până în 50 de dolari pe tot așa pe lună. În rest, cea mai mare cheltuială era cu publicitatea. Cel mai greu a fost să ne facem nume, brandul, pentru că brandul care ți-l faci este cea mai mare provocare. În momentul în care ai un brand, atunci ai o valoare, un plus valoare. Nu contează că ai servicii de calitate, trebuie să ai și un brand în spate. Cea mai mare investiție care am făcut-o a fost în mine ca persoană și în autoeducația mea, dar cea mai mare în brandul acesta, pentru că dacă compania mea este cunoscută și dacă brandul este cunoscut, este datorită investiției foarte mari făcute în și este exact, vedeți dumneavoastră, ați văzut vreodată că se oprește reclama la Coca-Cola, Coca-Cola fiind cea mai cunoscută băutură răcoritoare din lume, Coca-Cola, Pepsi-Cola, niciodată nu se oprește publicitatea. În momentul în care ai oprit, noi în perioada de criză puțin am oprit publicitatea, mă sunau oamenii și mă întrebau: mai există compania aia ta care era și care noi aveam niște performanțe teribile? Mai există? Știi că n-am mai văzut. Din cauza asta, totdeauna trebuie să fii prezent în piață, în general, dacă vrei să-ți crești brandul. V-a tras cineva țeapă în sensul că să nu fi plătit acea... Pentru că atunci se evita destul de mult. Au fost și iată ceea ce vorbeam puțin mai devreme de frică de eșec sau de succes. De plăcerea succesului. Dar să știți că foarte multor oameni le este teamă de succes. Aici o limită pe care cumva și-o pun, oamenii singuri. Colegii mei, în general, când sunt sau noi angajați, îi învăț să nu le fie frică de bani. Să știți că foarte mult asta, în subconștientul fiecărui noi, om cum în, asta, în subconștientul fiecărui om există o mică teamă care nu o recunoaște. Bun, acum nu am bani. O să am bani și atunci ce o să fac? O să am bătaie de cap. Aolo, dar ce fac cu banii? Nu știu, ați văzut, erau multe interviuri de-a lungul timpului. Se tem de prea mulți bani. Se tem de bani, oamenii se tem de succes. E o provocare pentru ei accesul la altă etapă sau în dezvoltarea lor. Dumneavoastră nu ați experimentat această frică de succes, de cum să zic, de mare? Apropo de puncte de inflexiune, am avut multe.
ni le asumăm. Am avut creșteri foarte mari, aveam prognoze teribile. Să spunem că a fost această bulă imobiliară care nu era... Nu vreau să vorbesc despre o bulă, era o creștere la care am participat. Am participat pentru că era un întreg angrenaj. În piața imobiliară nu suntem numai noi consultanții. Sunt băncile, sunt investitorii, sunt finanțatorii, deci fie că sunt bănci, fie că sunt părinții sau știu eu, sunt proprietarii de terenuri și sunt constructorii. Când toate aceste ramuri se încheagă și toate încep să meargă și se învârt bine, asta nu înseamnă că este bulă. O bulă imobiliară înseamnă că există cerere și ofertă. Deci nu considerați că a fost o creștere artificială sau până la un punct? Totul a fost generat de bănci și totul a fost o criză și o ascensiune în 2008-2009 maximă generată de bănci, pentru că băncile veneau, mi-aduc aminte cum mă rugau să, de fapt nici nu mă rugau, mă sunau și îmi ziceau, domnul Luzunov, avem un card de credit pentru dumneavoastră de 100.000 de euro, care vi-l dăruim, vi-l dăm cadou, un card gold și cu care vă puteți cumpăra orice de oriunde din lume. Poți să-mi cumpăr și mașină? Puteți orice, domnul Luzunov. După două zile mă sunau, domnul Luzunov, mai avem încă un card de credit pentru dumneavoastră. Cadou. Ok, cadou. Pentru, hai să zicem, să fie pentru soția dumneavoastră. Dacă mai erau, mai îmi dădeau și pentru copii, îmi dădeau pentru... Și este normal că vreau să vândă bani. Da, asta a fost. Au vândut bani și au vândut bani în perioada respectivă, când eu știam că investisem într-o proprietate 500.000 de euro și ea deja era evaluată la 3 milioane de euro, băncile cereau reevaluare și făceam reevaluarea și o duceam. A, vă mai putem da încă 500.000, încă 1 milion de euro, mai luați de aici, de la noi. Ei trebuia să vândă bani și norocul României a fost că băncile au fost temperate de către Banca Națională a României. Au fost în alte părți ale lumii, de pildă în Irlanda, mă duceam la târguri imobiliare. Spuneam că sunteți și președintele Camerei de Comerț Română-Irlandeze. Da, care în ultima vreme are mai puțină activitate. Este o activitate onorifică și care ne face deosebită plăcere. O să vorbim despre asta. Este ca o activitate diplomatică care cumva închide un cerc al personalității mele și m-a interesat pentru că mi-a făcut mare plăcere să mă întâlnesc cu președinți de stat, cu prim-miniștri. Nepotrivit și... să fiți și diplomat, v-ați fi văzut în acest rol. Da, sau... nu poți să le faci chiar pe toate în viață, o să mă gândesc pentru perioada imediat următoare. Într-o nouă etapă. Da. Și atunci... Vreau să revenim puțin la această frică de bani, ca să ne apropiem de încheierea primei părți a emisiunii până și să rămână telespectatorii noștri cu această idee, cu cum ne vindecăm de această frică, de succes, de bani, ce spuneați că le spuneți inclusiv angajaților dumneavoastră. Sfatul meu care este... În general, oamenii când au un hobby, trebuie să când au o pasiune, o activitate curentă, trebuie să aibă și o pasiune. Nu poți să faci bani și doar să faci bani și să fii colecționar de bani. Este cel mai rău lucru, să fii robul banilor. Pe când dacă ai o alternativă, o pasiune, un hobby, atunci vei ști în plăcerea unde vei cheltui bani. Practic, să fii liber. Și să fii liber și să știi... E foarte bine să-ți propui. Și atunci, cumva, personalitatea unui om este dată nu numai de modul de antreprenoriat și modul cum face banii, ci de pasiunile lui. Sunt oameni care au pasiuni salutare de altfel, colecționari de mașini, colecționar de artă, colecționar de, nu știu,
sau colecționari de travel-uri, de turiști, de turism, știu când au câștigat banii unde îi cheltuie, lucru care este foarte important. Într-adevăr, există oameni fericiți și eu îi consider fericiți pe cei care au pasiune și fac și alte lucruri, și oameni nefericiți care există și expresii și în literatura românească cu săraca fată bogată, poți să ai bani mulți, dar dacă nu știi cum să-i cheltui și să-i colecționezi banii, atunci ești cel mai nefericit om. Banii n-aduc fericirea, mai e și lecția pe care ne-o dau cei care au câștigat la loto, pentru că sunt, sau la, în fine, diverse, nu neapărat în România, sunt statistici în care arată că ei își pierd marea majoritatea lor, până la 80%, în câțiva ani, 5-6, așa, își pierd mare parte din avere. Tocmai datorită faptului că nu pot mental să treacă la un nou nivel. În momentul în care m-ați invitat la emisiune, pentru care vă mulțumesc foarte mult, mi-a zis că voi avea o întrebare să vă pun. Cred că a venit momentul. Spuneți-o, da, dacă anticipez era programată și pentru sfârșitul emisiunii. Nu e niciun fel de problemă, pot să vă pun acum. Va fi scurtă și ne încadrăm. V-ar place să câștigați la loto? Sincer, mi-e frică de această... Vedeți că aveți frică de succes? Da. Vedeți că aveți frică de bani? Eu nu neg. Am văzut foarte mulți oameni... Am citit oameni... aceste statistici și m-au pus pe gânduri, adică m-am gândit... Dar nu trebuie să vă gândiți că dumneavoastră veți avea eșec. Dumneavoastră e drept veți că fi trebuie singura... să joc întâi ca să câștig. Exact, exact. Veți fi singura care a câștigat la loto, dacă veți juca... care veți ști, pentru că în urma emisiunii cu mine și discuției cu mine, să nu vă fie frică de succes. Bun, vedeți? Deci dacă aici dumneavoastră este... mă veți ajuta să depășesc acel prag de prag psihologic. Vă pot ajuta cu investiții imobiliare interesante și de succes pe termen mediu și lung și vă pot sfătui și cu puțină unde să introduceți, să investiți banii și în artă, care să vă aducă și puțină hrană spirituală. Okay. Aici este foarte important. Încheiem cu acest contract care l-am făcut în direct în prima parte a emisiunii, doar că e vorba de blana ursului din pădure, dar nu se știe niciodată dacă voi începe să cumpăr bilete, cine știe. Dar nu trebuie, trebuie să vă propuneți. Știți ce am făcut revenim, în viața mea? Revenim imediat, ieșim pentru o scurtă pauză publicitară. Imediat după vă așteptăm din nou în studiourile Nașu TV alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Eduard Uzunov. Vă mulțumesc! Am revenit în direct, sunt Delia Budurcă, să vă aflați la emisiunea Portret și în fața mea domnul Eduard Uzunov. Ne spuneați înainte de pauza publicitară să nu ne temem de succes și de bani. Deci care e sfatul meu este să nu se teamă nimeni nici de eșec, nici de succes. Să depășim această barieră mentală ne punem targeturi. Totdeauna, iată de pildă acum, adică... făceam exerciții cu mine și întotdeauna fac exerciții să mă gândesc cum de mă văd peste 5 ani, peste asta 10 ani, peste întrebare. 15 ani. E foarte important să vizualizezi, este foarte important în business, în antreprenoriat, să înțelegi unde ești și unde te vei afla, să vizualizezi, să-ți iei punctele cele mai importante, adică ceva unde crezi că nu vei ajunge vreodată. În 93... vedeați regata și îl vedeați pe Eduard Uzunov acolo unde este astăzi? În 93 nu, dar în 96 făceam niște exerciții cu un prieten și pot să-i spun numele și care îl apreciez foarte mult, îl cheamă Dan Șucu și are Mob Expert și lucram împreună, vorbeam împreună, ieșeam la mese împreună, stăteam și făceam exerciții unde ne vedem peste 10 ani, peste 12 ani, peste 15 ani. Cea mai provocatoare întrebare care mi-a pus-o atunci a fost din toate
registrul de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, cât de multe ai tu în tranzacțiile tale. Deci mi-a aruncat cumva la fileu cât de multe tranzacții, după care am început să facem o campanie de publicitare împreună, prin care câștigau canapele, aveau reducere de fapt la 10% până în 20% la canapelele Natuții, care erau visul oricărui român în anul 97, 98, 99. Și am găsit această formă de publicitate, am asociat numele brandurilor și ăla a fost unul din punctele prin care brandul Regata a crescut foarte mult, pentru că am avut inteligența să mă asociez cu un brand mult mai mare decât mine. Și acum lucrăm la o asociere foarte importantă cu un nume foarte mare din domeniul imobiliar internațional. Nu pot să vă spun, între am o confidențialitate și... între Regata și o companie foarte mare. Și în cât timp mare. Vom afla? Cred că într-o lună, două vom afla dacă va fi semnat sau nu deal-ul. Bun, ideea este că nu deci trebuie să ne fie teamă. Deci să ne găsim un partener cu care și să facem aceste exerciții de vedere în viitor. Una din formele de a găsi un brand mai puternic cu care să te asociezi, una din formele de succes și de brand awareness. Practic, scriați pe hârtie, făceați exerciții de meditație, nu trebuie să scrii pe hârtie, pur și simplu, imaginați... Nu trebuie să scrii pe hârtie, trebuie să te gândești, să ai un timp de meditație al tău, să ai timp pentru tine. Una din cheile, cred, de succes ale oricărui antreprenor este o ora de meditație sau minutele de meditație sau minutele în care stai tu cu tine și care îți faci planurile de viitor. Faceți și astăzi aceste exerciții? În sensul acesta fac în fiecare dimineață, am un exercițiu minunat și pentru care îi mulțumesc unui prieten că mi-a zis hai să facem tură împreună. Asta s-a întâmplat acum vreo un an jumătate, tură de lac Herăstrău în parc, și de atunci aproape în fiecare zi, fie iarnă, fie vară, sunt în parc dimineața la prima oră, sunt în parc cu, am și un cățel, un bișon cu care merg, unul alergați din cățeii sau mei, mergeți? Merg foarte rapid. Și în acel merg foarte rapid, deci e un kilometru cam în 9 minute, 8 minute jumate până în 10 minute, ceea ce este foarte bine și cred că îi face bine și unuia din bișonii mei. Avem în total 7 câini, toată familia noastră, și ne bucurăm de ei. Acum câțiva ani ați intrat și pe domeniul artistic, să zic. Aveți galeria Rotenberg-Uzunov. Am citit ce povesteați, că prin casele pe care le tranzacționați ați găsit opere de artă și așa v-ați deschis gustul pentru acest domeniu. Ce gustul înseamnă pentru acest domeniu pentru nu poți să-l ai, nu poate să vină așa. Gustul îl ai printr-o educație. Apropo de ceea ce vorbeam de pian și de alte lucruri. Apropo de incidența care o ai cu arta, cu tablourile, mai ales în copilărie. Ceea ce facem în copilărie regăsim, fără să realizăm, regăsim în anii de maturitate. De maturitate. Iată că tot de la imobiliare a plecat, aveam un client, Rotenberg, Mișa Rotenberg, practic, ce vreți, care cumpăra galerie sau vindea imobiliare și discutam de pasiunea noastră comună, de ceea ce mai există în galerii, de ceea ce mai apare pe la case de licitații, atât în Israel, cât și în America, cât și în România. Cumpărați în scop investițional sau pur și simplu vă decorați pereții locuințelor? Și știți, există pentru cumpărătorul de artă, cumpără din două motive, atât pentru plăcerea lui, și asta este cam circa 60% și 40% cred și motivul investițional.
Investiția în artă, cum? Este, vreau să vă spun un lucru, este atât de facil să cumperi artă în România. Când te duci, vezi la Muzeul Național de Artă sau la Muzeul Colecțiilor de Artă lucruri minunate, frumoase, și te duci în galerie sau în case de licitații și vezi că nu este așa de... Nu trebuie să cheltui milioane de euro ca să le ai la tine în casă și să-ți provoace și această plăcere. Aceste obiecte care au singularitatea lor, mai ales pentru colecționarii de artă modernă, prebelică, interbelică, postbelică, pentru că sunt acei artiști, nu mai pot să lucreze. Sunt în muzee, muzeele din România sunt frumoase. Singurul lucru care trebuie făcut de către ascultători sau de către oamenii care sunt iubitori sau doritori să intre în domeniul artei, să se ducă la muzee. Cum se duc afară, se duc, vorbeam puțin mai devreme în preemisiune despre Muzeul Van Gogh din Amsterdam. De ce? Poate ați fost la Muzeul Van Gogh din Amsterdam și toată lumea se duce. De ce nu încercați și Muzeul Național de Artă a României? Este la fostul Palat Regal vis-a-vis de Ateneul Român, la Muzeul Colecțiilor de Artă, la Muzeul Național. Trebuie să ne descoperim, pentru că într-adevăr nu sunt niște locuri moarte. Probabil aici este o chestie de marketing cultural care trebuie să transforme imaginea de muzeu mort, sunt acolo, într-un organism viu unde să se întâlnească, să vină lume, să învețe. Asta cred că trebuie să fie principala preocupare și este esențială să se întâmple lucruri în muzee. Eu mă duc periodic la muzee și credeți-mă că sunt privit ca un posibil infractor. Sunt singur, în spatele meu sunt 3-4 sunt 3-4 oameni care au grijă și care și cumva să nu fac poză, să nu să nu zgârii vreo lucrare, să nu mă apropii prea mult, să nu, asta e singura lor preocupare. Și le-am spus de multe ori. Și sunt singur, asta este o senzație inconfortabilă pe care are. Mie îmi face plăcere că sunt singur, dar aș vrea să schimb opinii. Și atunci iau pe dânsii care stau acolo și care sunt muzeografi. Vă rog frumos, haideți veniți cu mine, haideți să încercăm să vedem ce simțim din lucrarea aia. Hai puțin să schimbăm niște opinii. Nu avem voie să vorbim, vă rog. Ok, asta este abordarea. Da. Nu se poate, trebuie până nu ne schimbăm abordarea, până nu lăsăm. Asta este rolul smartphone-ului, să facă poze. Te duci, dacă îți face plăcere o lucrare, fă poze la lucrarea respectivă. Până la urmă, această pentru poză că această poză ajunge pe social media, da, popularizează muzeul, lucrarea, artistul, face bine la toată lumea. Exact. Avem o abordare puțin prăfuită, cred că Ministerul Culturii are o abordare puțin prăfuită despre transmiterea artei de la simeză la consumator, la cel care trebuie să vină să o vadă. Rețin această idee pentru că am în intenție să invit și interlocutori de pe acolo și întrebări. Dacă ați putea să mă invitați și pe mine, am atâtea întrebări pentru nu ei. Nu e emisiune dezbatere. Nu contează, este foarte interesant. Putem să ne propunem să facem o emisiune dezbatere, pentru că e foarte important pentru consumatorul de artă să fie primit cu brațele deschise, fie că este el într-o galerie, fie că el este într-un muzeu. Ce am observat un lucru, din cauza îndepărtării de la muzee, din cauza abordării celor care... Rigide. Abordării rigide, au îndepărtat oamenii, trecătorii din fața galeriei mele, galeria care este lângă Ateneul Român. Am numeroși oameni care trec pe acolo și care pur și simplu întorc capul. Aici este vitrina și îi întorc capul
Și îi întreb, de ce întoarceți capul? Haideți, haideți înăuntru, de ce întoarceți capul? Pentru că n-am pregătirea necesară pentru a aprecia sau nu. Este ca și când, și le spun, și asta vă spun și dumneavoastră și transmit și telespectatorilor dumneavoastră, nu trebuie să ai o pregătire. Este ca și când ai o pregătire să vezi ceva frumos. Nu trebuie să ai o pregătire. Trebuie să te bucuri de acel frumos. Asta când vezi o femeie mișcă sau un bărbat frumos, ceea ce te mișcă la o persoană frumoasă sau există estetica frumosului, estetica urâtului, poți să cauți ceva atât într-o persoană, cât într-un obiect, cât și în arte vizuale sau în tot felul de arte, în grafică sau știu eu, în orice caută ceva. Caută un lucru care să te definească pe tine și bucură-te de acea lucrare. Asta este. Punctez un pic vis-a-vis tot de această atitudine. Era în comunism acea imagine, aveam Grigorești, aceea fiecare. Da, da, da. E altceva să ai o operă originală, chiar dacă nu este de, cum să zic, că nu, mulți, cea mai mare parte nu își permite asemenea lucrări, dar ideea este că este extrem de important să ai o piesă de artă originală și care îți transmite emoție pentru tine care o ai. Eu... Așa este, aveți perfectă dreptate, dar să știți că m-ați întrebat de multe ori dacă am vreun artist străin, dacă am vreun Monet, dacă am vreun Manet, dacă am vreun Picasso. Nu am, dar deci, știți ce am? Am albumele de artă care mă bucură, am deschiderea să mă duc către muzee și mă bucură, fie că sunt aici ultima expoziție Andy Warhol la Teatrul Național sau ultima expoziție acum la Viena, care mi-am propus neapărat să mă duc, este la Albertina Egon Schiele și trebuie absolut de văzut. Mă bucură foarte mult când mă duc la Viena, la Belvedere și văd Schiele, Klimt și Kukuczka și este absolut minunat. Trebuie să ne bucurăm. Arta îți dă o altă stare și pleci de acolo și ai pe un termen mediu și lung o altă stare și altă încredere în tine și știți ce mi-am propus în viața mea? În să fiecare faceți zi un muzeu de artă. Asta este un proiect, dar să știți că n-ar fi primul, pentru că este un asemenea muzeu la Râmnicu Vâlcea, făcut de Sofianu, Muzeul uh-huh. Sofianu, uh-huh. tot de artă contemporană românească. Uh-huh. Nu neapărat de artă contemporană, un muzeu nu-l faci pentru arta contemporană, arta contemporană trebuie să circule. Arta contemporană și artiștii, cum e și Diana, trebuie, uite, de pildă, poate Diana să fie un artist remarcabil, o să văd acum desenul care mi l-a făcut. Important este pentru Diana să fie cât mai cunoscută. Important este pentru Diana să fie atât cunoscută în România cât și afară și să fie în cât mai multe colecții. Să spunem că aveți lucru facem noi. Pe lângă arta modernă care o avem în galerie, avem artă contemporană și ne-am aplecat către artiști tineri, 30 de ani, artiști care sunt pe simezele galeriei noastre. Am început deja să semnăm protocoale și contracte cu fundații din Franța, din Elveția, din Israel, pentru promovarea acestor artiști. Practic, asta este cheia galeristului, curatorului și până la urmă satisfacția Dianei și respectiv a artiștilor. Să le dați numele. Ca și iată cât de mândri suntem de Adrian Ghenie, că a ajuns la 9 milioane de euro la licitații. Și de ce nu poate să fie și Diana noastră de aici din studio să ajungă la cote de sute de mii, de ce nu la milioane de euro, dacă lucrează și face și este bine coordonată de un curator. Asta vrem să facem noi cu galeria noastră. Până în acest moment nu putem să spunem că avem un profit teribil, dar ne uităm în viitor către profituri, ne uităm în viitor
să facem artiștii noștri din galerie, să-i facem cât mai cunoscuți. Avem acum un număr de 4 artiști cu care am semnat pe 5 ani de zile, respectiv Raid, Ioana Double Eye, care este, i-am luat din street art, Diana Manole și mai am pe Sorin Maxim, sculptor. Mai avem pe Alexandru Potecă și sunt bineveniți artiști care noi, cu ochiul nostru de colecționar, să ne placă nouă și suntem convinși că îi vom introduce în colecțiile românilor, în colecțiile străinilor și după aia vor fi ceruți și vor deveni renumiți, deci, și cota lor va crește teribil. Asta este secretul. Da. Iată o invitație lăsată în direct de Galeria Rotenberg Uzunov. Da, știți că noi nu suntem negustori de artă. Noi facem arta după ureche, cum am început eu cu domeniul imobiliar. Suntem autodidacți, împreună stăm și ne sfătuim și eu și Rotenberg și Mișa, stăm împreună și ne gândim cum ar fi bine să facem, cu marketingul care îl cunoaștem, cu vârsta lui care e puțin mai în vârstă decât mine și experiența din peste tot din lume, cu experiența mea de vânzări din imobiliare. Ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb foarte scurt, când v-a fost cel mai greu și cum ați trecut acest moment, pentru care au fost resursele? Cel mai greu în viață sau cel mai greu în imobiliare? Cel mai greu unde vreți dumneavoastră, în viață. Poate cel mai greu moment al meu în viață pot să vi-l dezvălui acum. Am avut o perioadă când nu mi-am văzut copiii o perioadă de timp și atunci a fost cea mai grea perioadă a vieții mele. Din anumite motive, se spune că ați trecut prin un divorț. Normal. Bun. Poate ăla a fost cel mai și eventual și mai mult ca sigur, nu eventual, pierderea persoanelor cele mai apropiate, respectiv părinții. Cum ați depășit aceste momente? Nu știu, v-ați găsit refugiu în muncă, în frumos? Ați fost perseverent? De fiecare dată, în momentele grele, mă uit la un lucru frumos, mă uit la... Cred că arta m-a salvat. Arta m-a salvat din multe lucruri. Vreau să vă zic că a fost o perioadă foarte dificilă după, sincer, vă spun ca la prietenii buni și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. În 2008-2009, când am trecut printr-o criză teribilă în business, după aia o criză de asemenea neplăcută în familie și atunci m-am refugiat pur și simplu, am evadat pentru că n-aveam în altă parte unde să evadez în artă, am evadat stând și petrecând cât mai mult timp în jurul artei și mi-a făcut foarte bine. Cum era această evadare? Pur și simplu vă mergeați, vă uitați la tablouri, petreceați timp în fața unor lucrări care vă inspirau, poate și dumneavoastră creați timp, ceva? Petreci timp, nu, n-am încercat să creez, o să încerc, este o provocare pentru mine, dar petrecându-ți timpul în jurul artei, te pur și simplu te absolvă de probleme și să știți că este o realitate, este o variantă minunată pentru a evada din problemele de zi cu zi. Targetul care l-am este ca în fiecare zi să văd ceva frumos. Și pentru asta vă mulțumesc pentru invitația în emisiune. În primul rând m-am simțit foarte bine. Sper că astăzi e emisiunea portret acolo la lucruri frumoase sau la experiențe plăcute. Și îmi face plăcere. Sunt de asemenea extrem de nerăbdător să văd lucrarea făcută de Diana. I-am lansat provocarea Dianei. Am spus că mi-au făcut portret atât Mirel Zanfirescu, renumitul pictor, cât și renumitul Dan Hatmanu, Silvia Radu, nenumărați artiști, am nenumărate portrete și acum trebuie să mi-l fac maestru Ilfoveanu, Sorin Ilfoveanu. Și așa că avem alte portrete de la artiștii noștri tineri. Mai trebuie avem să o rubrică, bilețel, se nu? Cheamă Definiția ta. N-ați mai tras de mult probabil un bilet. E un concept și să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră. Iată din nou putere. Biletul putere. Ce înseamnă
Pentru Eduard Uzunov, puterea. Pentru mine puterea stă în mine. Puterea nu, și puteți să-i întrebați pe toți membrii echipei mele, nu vreau să-mi exprim puterea prin printr-o relație neplăcută cu angajații, împreună să ne propunem obiective, să ne propunem lucruri frumoase care să le atingem și atunci devenim puternici împreună. Mie nu-mi place să am putere de unul singur, ci să avem putere împreună, comunitatea din care facem parte să fie puternică, și mi-aș dori putere pentru țara noastră, care o iubesc nespus și care aș vrea să fie într-adevăr puternică și să fie un exemplu pentru comunitatea, pentru că vom fi, sunt convins că viitorul sună bine, parafrazând un slogan. Viitorul sună bine și atunci puterea va fi și noi ne vom, fiecare dintre noi ne vom simți puternici, cu legi bune, cu principii frumoase, și asta înseamnă puterea. Ultima rubrică, dar foarte scurtă, chiar ne-am apropiat de sfârșit, clipa oprește-te, ești atât de frumoasă, celebra frază. Pentru dumneavoastră, când a fost acest moment de frumusețe, de grație, pe care vi-l amintiți? Acum. Vă mulțumesc. Este foarte simplu. Acum. Acum. Deci trebuie să trăim fiecare clipă frumos. Da. Să o vedem frumos, să o percepem frumos. Iată că puterea este în noi și la momentul prezent. Ce poate fi mai frumos să fii într-un studio de televiziune interesant, să fii, să ți se facă portretul, să te consideri un om important vorbind despre tine. Inspirator. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar este poate prea mult. Nu mă consider așa de... În această emisiune căutăm inspirație. Oameni care ne inspiră, oameni care au realizat ceva în viață și de la care putem să ne inspirăm pentru noi înșine. Ia să mi-aș vedem dori să cum fim... suntem la momentul acela de suspans. De fapt, acum îl dezvăluim. Să vedem cum vă vede Diana, cum v-a văzut și ce a realizat în lucrarea ei. Mulțumesc, e foarte interesant. Iată că aveți acum și o lucrare semnată Diana Lemnaru. Să o arătăm. Trebuie și să arătăm telespectatorilor noștri. Stai jos, că o punem aici. Deci foarte asta interesant, este, felicitări, este Diana. Lucrarea. Felicitări, Diana. Poate aș fi folosit altceva decât cariocile, dar mai ales că tu, am înțeles că ești la grafică, e un portret foarte frumos și abia aștept să-l aprofundez, să mă uit mai atenție la el. Portretul... Mulțumesc în orice caz și felicitări! Portretul va aparține. Noi vă mulțumim pentru participarea la emisiune, mulțumesc Dianei Lemnaru, vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Și vă așteptăm în fiecare vineri de la ora 17 în direct la emisiunea Portret și în reluare duminică de la ora 10 la Nașu TV. La revedere! Să rămână, la revedere! Vă mulțumesc foarte mult!